bine v-am găsit din nou. Iată că astăzi pașii ne-au purtat către Sinaia. Și practic nici n-am intrat bine în localitate venind de pe aglomeratul și binecunoscutul drum național 1. Și iată că Sinaia, perla Carpaților, cum este ea numită de către turiști și cum e un nume pe care și-l merită și o poreclă pe care și-a transformat-o într-un adevărat brand. Iată că nici n-am intrat bine în Sinaia și ne întâmpină primul monument din localitate. Paradoxal este cea de-a doua biserică a localității ca vechime. Un monument total atipic pentru zonă, un monument care nu seamănă cu nimic altceva din construcțiile din Sinaia, o clădire unicată, o clădire cu o poveste superbă pe care merită să o împărtășim cu oricine își va purta pașii prin Sinaia și cu ascultătorii și cei care vor viziona acest filmuleț. Ce s-a întâmplat și cum a început povestea acestui lăcaș de cult, care, vă spuneam, nu seamănă cu nimic din bisericile din zonă și este total atipic pentru arhitectura religioasă specifică României. A început la început de secol 20. Practic Sinaia s-a născut ca localitate datorită religiei, datorită mănăstirii pe care o să o vizităm în partea secundă a turului nostru, datorită chiliilor, călugărilor care s-au stabilit în poiana de pe platoul Izvor, de unde practic a început toată localitatea de astăzi, care și astăzi poate fi văzută cât de cât, care reprezintă nucleul actualei stațiuni montane și actualului oraș Sinaia. Încet, încet, micul schid de călugări s-a extins, mai ales după cea de-a doua jumătate a secolului 19 și după anii 1866, când Carol I, domnitorul și viitorul rege Carol I, pune pentru prima dată piciorul în Sinaia, după anul 1875, când se inaugurează Castelul Peleș, după 1879, când Sinaia beneficiază printre primele localități din țară de calea ferată și de modernizarea și de beneficiu, impactul pe care l-a adus o magistrală feroviară pe care și astăzi o avem și care este una dintre principalele și cele mai aglomerate rute din țara noastră. Impactul pe care l-a adus ea asupra localității și asupra dezvoltării întregii zone. Ei, încet, încet, dezvoltându-se micul oraș, comună urbană, cum se numea la începutul secolului 20, Sinaia, vechea mănăstire a devenit neîncăpătoare, a devenit și încet, încet a început să se îndepărteze de noile cartiere și de locuri și de casele oamenilor, pentru că și zona, fiind o zonă montană, fiind practic o vale înconjurată de coline, de munți, o vale între munți, locurile în care puteai să construiești o casă erau destul de limitate. Și atunci orașul s-a întins, cum era și firesc, de-a lungul căii ferate, de-a lungul șoselei, actualul drum național 1, o să și vedeți pe parcursul turului nostru, practic Sinaia se desfășoară, axa principală este drumul național 1, după care începe să se desfășoare din drum pe colinele care, pe coline și practic pe pantele munților. Cum vă spuneam, dezvoltarea aceasta rapidă a localității a făcut ca în 1903, practic, să se pună problema aducerii unui preot, unui așa numit preot de mir. Un ierarh care era permanent în localitate, care s-a stabilit aici pentru că deja mănăstirea și obștea de călugări de la mănăstire își avea viața ei, își avea cum am spune, programul ei, rigoarea obștii mănăstirești, slujbele se desfășurau după un anumit program și atunci
cumva s-a simțit nevoia unei permanentizări, nu, călugării nu mai puteau acorda asistența religioasă, nu mai puteau fi tot timpul la dispoziția credincioșilor. Astfel încât în 1903 s-a pus problema de a aduce un preot de mir. Venind acest preot, automat și în mod firesc următorul pas a fost să se înființeze o parohie în adevăratul sens al cuvântului. Iată că în 1910 se înființează parohia ce purta hramul Sfântului Ilie. Parohie în care acest preot de mir a început să slujească. Bun. Parohia aceasta și localitatea întinzându-se și începând să se dezvolte și construindu-se tot mai multe case și tot mai departe de zona centrală și de mănăstire, deja credincioșii numărul lor a sporit de la an la an. Au început să aibă locuințele tot mai departe de mănăstire. Gândiți-vă că Sinaia iarna aici e zăpadă, e climă de munte, e frig, iarna nu e așa generoasă ca în alte zone ale țării. Astfel încât deja obișnuitul drum către slujba de duminică începuse deja să devină o problemă. Încet, încet, locuitorii din partea aceasta, din așa zisă parte sudică a orașului, au simțit nevoia și și-au pus cumva întrebarea dacă n-ar fi mai bine să-și clădească o nouă biserică care să le fie mai aproape de case, care să le servească mai ușor și care să elimine necesitatea asta de a face în fiecare duminică un drum de 3 km dus aproximativ, 3 km dus, 3 km întors ca să meargă la obișnuita slujba de duminică la mănăstire. Cert este că toată problema s-a transferat cumva de la an la an și s-a finalizat abia în perioada interbelică între 1933-1939, când, grație strădanilor părintelui paroh Vasile Hăisan, cunoscut de toți locuitorii din oraș, care a rămas ca o personalitate a Sinaiei și chiar l-am întâlnit în relatările unor buni prieteni, oameni în vârstă care au văzut Sinaia și în perioadă și către sfârșitul perioadei interbelice și în anii celui de-al doilea război mondial și în anii de început ai perioadei comuniste și care sunt localnici, au trăit în Sinaia, s-au născut, au crescut aici, s-au format, deci care cunosc istoria localității mult mai bine decât poate aș cunoaște eu așa ca un turist și ca un om pasionat de istorie, pasionat de arhitectură, care vin foarte des în Sinaia, care împărtășesc și cu voi și cu turiștii mei poveștile acestei localități care își merită pe deplin renumele de perla Carpaților, una dintre cele mai cunoscute stațiuni turistice și un oraș, un adevărat muzeu în aer liber din punct de vedere al arhitecturii și al construcției și al istoriei și al întregului sentiment pe care ți-l transmite o zi petrecută la Sinaia. Bun. Cum vă spuneam, în 1933-1939 s-a creat biserica pe care o vedeți grație imaginilor pe care le captează camera noastră de filmat. Piatra de temelie a edificiului, care a fost realizat de meșteri locali după planurile donate comunității de către arhitectul Paul Smărândescu, pe care o să-l mai întâlnim în istoria Sinei, o să mai întâlnim pe parcursul turului de astăzi lucrări și clădiri realizate de acest arhitect și edificii publice de mai mare importanță, hoteluri, cazinou și alte clădiri de genul unor vile pentru proprietari privați, unor clădiri poate mai puțin cunoscute, dar cu povești la fel de interesante ca și hotelurile sau ca și castelul Pele sau ca și clădirile publice, așa zis, cele mai cunoscute din Sinaia. Ei, a fost sfințită în septembrie 1933, avem din presa vremii și ziua exactă când a fost sfințită biserica, 26 septembrie 1933, de către Patriarhul României din acea perioadă, de către Miron Cristea,
în prezența regelui Carol al II-lea, în prezența familiei regale, în prezența voivodului Mihai, viitorului rege Mihai I. Vorbind puțin despre arhitectura ei, este construită în stil bizantin, dar ce este specific pentru ea, și de aia vă spuneam că nu seamănă cu nicio altă construcție religioasă, ci cu nicio altă biserică din zonă, este materialul din care a fost realizată, care vedeți că este piatra cioplită provenind de la carierele din zona Moroieni. Unde practic și astăzi în zonă mai avem cariere de mică amploare, se mai exploatează piatră, nu mai are amploarea pe care o avea la început de secolul 20, dar încă industria a supraviețuit exploatarea pietrei în zonă. După cum vedeți, în interior este căptușită cu cărămidă, are bolțile și acoperișuri din beton armat. Vedeți și această învelitoare din Olane, pe care o să regăsim și la Gara Regală și la Gara Regală lui Carol al II-lea, și o să vedeți că e ceva specific și oarecum atipic pentru clădirile din zonă. Ce ar mai fi de povestit despre ea, și vedeți, are cele două turle, din care turla principală servește ca și clopotniță. Știm că a fost finalizată în 1939. Pictura interioară a fost realizată în tehnica freșcei de către o pictoriță, un nume pe care mai puțin l-am întâlnit, Nina Arbore. Recunosc că n-am intrat nici în istoria, foarte mult în istoria locașului de cult, ca să încep să studiez cine a fost această pictoriță, cum a ajuns să picteze și să realizeze pictura interioară a bisericii. Ce se mai știe despre ea, și au mai rămas așa ca notițe din istoria bisericii, este faptul că a fost restaurată în 1983 de către Cristian Samuilă și că ultimele intervenții asupra sa s-au realizat în 2002-2003 de către pictorul bisericesc Tănase Mocănescu. Iar nefiind neapărat un istoric al religiilor, nefiind neapărat aplecat asupra ei ca istoria aprofundată, n-am intrat foarte mult în detalii să studiez cine au fost, ce impact au avut asupra religiei, dar vedeți, este un monument, este un obiectiv turistic în sine și e păcat cumva să treci cu mașina pe drumul național pe lângă ea, să nu te oprești, să nu încerci să-i cunoști un pic povestea, și cred că nu există turist care să treacă prin Sinaia și să nu-i atragă ochiul măcar pentru câteva momente. Da, hai să mergem să vedem și interiorul. Uite că îndreptându-ne încet către intrarea în biserică și urcând treptele către ea, avem și Pisania, care practic confirmă toată povestea și tot ce v-am spus în cuvintele prin care ne-am început acest tur. Deci din nou se vede că în cazul ăsta fericit Pisania s-a păstrat nealterată și povestea a trecut cumva din legenda orală către a fi dăltuită în piatră. Vedeți din Pisanie un nume pe care nu l-am menționat în prezentare, dar unul dintre celebrii industriași ai localității și pe care cred că nu există sinăian care să fi trăit în perioada interbelică și să nu-l fi cunoscut, celebrul Emil Costinescu, care a fost patronul întreprinderilor din Sinaia. Și chiar dacă mi-aduc bine aminte, uite, nu știu exact dacă e corectă informația că a fost și primar al localității, dar în orice caz a fost foarte apropiat de municipalitatea Sinaiei și de multe ori a fost ca un fel de mecena al localității. Adică de multe ori, din ce mi-au confirmat și cunoștințele din Sinaia și oamenii care au trăit în perioada interbelică în Sinaia și care au văzut Sinaia de-a lungul anilor,
de multe ori și-a donat din banii proprii, din avere, din profiturile pe care le avea din afacere ca să dezvolte, ca să dezvolte comunitatea și chiar sinenii spuneau că nu exista om în Sinaia sau angajat al uzinelor care să aibă o problemă personală, să se ducă să-i solicite ajutorul și să fie refuzat. De mult, trecând de la diferitele probleme, de la un mic împrumut, de la o mică sumă de bani ca să-și trimită copilul la școală. Adică toți îl priveau ca un fel de părinte și spiritual și chiar și fizic al orașului. Bun, deci dacă ne-am început plimbarea prin Sinaia cu un monument public, putem să zicem, cu biserica, cu hramul Sfântul Ilie, iată că Sinaia ne întâmpină și cu monumente mai puțin cunoscute sau care poate nu ne-ar atrage așa de mult atenția dacă nu le-am ști povestea, dacă n-am realizat. Sunt case realizate pentru diversi proprietari privați. Practic, suntem pe strada Avramiancu, ne vom plimba un pic pe strada din fața noastră și vom avea ocazia să vedem cum era Sinaia în perioada interbelică, ceea ce vă și spuneam pe drum venind către Sinaia, cum Sinaia este practic un muzeu în aer liber, o îmbinare de stiluri arhitectonice, de clădiri realizate în diferite perioade istorice, în diferite stiluri, de către diferiți arhitecți, dar care toate se îmbină într-un mod armonios și care creează cumva imaginea acestei perle a Carpaților, imaginea unui mic oraș de munte, o arhitectură tipică zonei montane, o arhitectură care de multe ori poartă amprenta unor mari arhitecți români, unor personalități ale arhitecturii românești, mai mult sau mai puțin cunoscute, și plimbându-ne o să vedeți exact ce vreau să transmit prin cuvinte și cum se spune că o imagine face de multe ori mai mult decât 1000 de cuvinte, o să aveți ocazia să vedeți practic prin lentila aparatului de filmat ceea ce vreau să spun. Iată că avem în față o casă mai puțin cunoscută, care poate ar trece, dacă n-am fi istorici ai localității, dacă ne-am atrage așa un pic atenția asupra istoriei Sinaiei, poate nu ne-ar atrage deloc atenția. Dar este o clădire, în mod paradoxal, este unica construcție din Sinaia sau unica clădire din Sinaia realizată după planurile celebrului arhitect Ion Mincu. Deci este... ar fi părintele stilului neoromânesc, cel mai cunoscut arhitect al stilului neoromânesc, cel care practic s-a contopit cumva în imagine cu stilul neoromânesc. În momentul în care spui Mincu, automat te gândești în secunda a doua la stilul neoromânesc, în momentul în care spui stil neoromânesc, automat te gândești la personalitatea lui Mincu. O clădire a cărei poveste este puțin cunoscută, pe care n-am intrat adânc în istorie ei să mă apuc să sap, să văd cine au fost proprietarii, cine era acest general Ion Robescu, ce biografie a avut. N-am intrat în povestea ei, dar pe de altă parte, de fiecare dată când trec cu turiștii pe această stradă, o menționez, chiar dacă e necunoscută. De ce? Tocmai pentru ideea asta că este unica construcție din Sinaia realizată după planurile lui Mincu și e păcat practic să treci pe lângă ea să o ocolești. Pe aceeași stradă, și o să vedeți cum ne continuăm plimbarea, vom avea alte clădiri la fel de frumoase și de interesante ca și vila pe care tocmai am văzut-o, dar clădiri care au povești, a căror poveste s-a păstrat cumva și care sunt mai cunoscute, au povești mai ample, au legătură cu istoria locală. Dar numai făcând practic o privire de ansamblu a zonei, putem vedea cum arăta Sinaia și în perioada interbelică și de ce Sinaia este numită perla Carpaților și de ce a primit acest
acest renume. Dacă poate, poate ar fi și interesant de multe ori să, să comparăm imaginea modernității și așa, să vedem, deși nu pare și pare incredibil, cât de puțin s-a schimbat localitatea într-un secol. Cum vă spuneam, uite că ne-am, fără să ne dăm seama, și pașii ne-au purtat pe, pașii ne-au purtat pe stradă printre casele din Sinaia și iată că am ajuns în fața unei clădiri care are o poveste savuroasă. Din fericire ni s-a păstrat în istoria locală și știm și cine a fost comanditarul ei și cine a locuit-o și ce impact a avut asupra dezvoltării Sinaiei și o să vedeți imediat la ce mă refer. În cazul ăsta fericit, de foarte multe ori ca ghid nu poți să prezinți o clădire fără să spui câteva cuvinte și despre cel care a locuit-o și despre cumva să o însuflețești, să o animezi și să o pui în contextul în care ea a apărut. În cazul clădirii lângă care ne-am oprit, ea a aparținut celebrului Filippo Dotti. Celebrul Filippo Dotti care și-a legat definitiv numele de Sinaia și a legat definitiv numele de un preparat culinar care cumva a rămas ca un brand cel mai cunoscut produs de lux din domeniul mezelurilor din România, care în mod paradoxal puțină lume știe care are legătură cu Sinaia. Toți îl cunoaștem, cred că nu există printre noi cineva care să nu fi gustat măcar o dată în viață salamul de Sibiu. Iată că deși pe etichetă se poartă denumirea de salam de Sibiu și ne-ar duce în mod automat gândul că trebuie să aibă legătură cu zona Sibiului, el de fapt are legătură cu zona Sinaiei. Și o să vedeți imediat ce vreau să transmit în cuvinte. Filippo Dotti, care după cum bine ne spune și numele, era de origine italiană. Era de origine italiană, practic s-a stabilit în 1885 în zona Sinaiei, mai exact în cartierul de astăzi, Cătunu, cum se numea în acea vreme, Poiana Țapului, ca pietrar. Ca pietrar. Lucra în cariera de la piatra arsă, carieră care în momentul ăla producea foarte mult material, piatră spartă, blocuri de piatră pentru poduri, pentru clădiri, pentru calea ferată care se construia pe Valea Prahovei, despre care o să mai povestim în turul nostru în momentul în care o să prezentăm gările din Sinaia și practic Sinaia ca poartă de intrare Văii Prahovei și Sinaia feroviară. Dotti, pe lângă această meserie de pietrar și pe lângă această ocupație de zi de zi, Avea și, poate în termenii de astăzi am putea spune, un hobby. Moștenise din familie acest meșteșug al preparării cărnii, al preparării salamului, în termeni așa oarecum mai profani, era numit chiar un foarte bun sălămar. A început, stabilindu-se în Sinaia, a început încet, încet să-și practice acest hobby, întâi pentru familie, practic pentru consumul propriu. Sinaia de sfârșit de secol XIX, vă dați seama, se construiește castelul Peleș. Apare, Sinaia capătă această aură de reședință de vară a familiei regale. Fiind și o comunitate foarte mică și o localitate în care practic toată lumea, oricine se cunoștea și nu putea... Un astfel de moment notabil nu putea să treacă neobservat, vecinii au început să afle despre meșteșugul pe care îl avea Dotti, toată comunitatea locală a început să afle despre produsele lui Dotti, au început să guste din aceste preparate, le-a plăcut. Imediat vestea a ajuns și la urechile regelui, la urechile principelui, viitorul rege Carol I, care... Bineînțeles că și-a trimis oamenii de încredere din Casa Regală să descopere cine este acest fabricant. Ce e cu acest preparat? De unde e această poveste din mica localitate? A descoperit-o, a gustat salamul pe care îl prepara Dotti, i-a plăcut. Cert este că produsul Dotti a devenit un fel de furnizor informal al casei regale. Salamurile pe care le prepara Dotti au început să se găsească pe mesele de la Castelul Peleș și să se servească la orice masă din Castelul Peleș. Iată că
iată că practic doții cumva a ajuns să depășească. Deja salamurile pe care le realiza nu mai erau numai pentru uzul propriu și așa, și un produs făcut numai pentru familie și o pasiune. Și a ajuns să-și transforme pasiunea într-o afacere. Într-o afacere, dar cumva generată și de faptul că în Sinaia a găsit condițiile propice care nu existau poate niciun alt loc din țară pentru prepararea acestor salamuri. Adică putea salamul preparat la Sinaia putea rezista chiar în condiții naturale și așa câteva luni. Vă dați seama că la început de secolul 20 nu existau frigidere, nu exista nimic din tehnologia de păstrare de astăzi. Ei, în 1910 cumpără un vechi depozit de vinuri, îl transformă în această fabrică de salamuri, pune bazele întreprinderii individuale Filippo Dozzi. În felul ăsta începe în Sinaia fabricarea salamurilor, care se perpetuează și continuă tradiția și astăzi, și salamul a devenit un produs și astăzi, e considerat ca un produs de lux, sau putem spune un produs din clasă superioară, pe care nu oricine și-l permite și nu-l găsește așa pe orice masă. He. Ca să avem așa și o cifră de ce amploare luase producția de salam în Sinaia în perioada interbelică, putem spune că în 1938 se produceau cam 100 de tone de salam de Sibiu, între ghilimele, și să vedeți imediat de ce pun aceste ghilimele. A ajuns să, paradoxal, să fie cunoscut ca salam de Sibiu. De ce? Unul, în perioada de dinainte a Primului Război Mondial și chiar și în perioada interbelică, dar în mod specific în perioada dinainte de Primul Război Mondial, unul dintre principalii importatori de salam fabricat la Sinaia era Imperiul Austro-Ungar. În Imperiul Austro-Ungar, înainte de 1910, se pare că exista, n-am intrat foarte mult în specific, dar se pare că exista o lege care cumva crea niște condiții destul de restrictive pentru importurile de alimente procesate. Și atunci se pare că exista o rigoare în care aceste produse distribuite în interiorul Imperiului Austro-Ungar trebuiau să provină foarte mult de la producătorii naționali. Se punea mai puțin accentul pe importuri. Ca să rezolve această problemă și să poată distribui salamurile care se produceau la Sinaia, să poată intra pe piața Imperiului Austro-Ungar, punctul de vamă era la Sibiu. Vămuirea lor ca mărfuri, cum se face și asta, se făcea la Sibiu. În corespondența fabricii au început să apară din ce în ce mai multe scrisori de la clienți care spuneau: domne, știți, vreau și eu să comand o cantitate diversă de salam din acela, salam vămuit la Sibiu sau salam la care se va face vama în punctul de frontieră de la Sibiu. Iată că de aici s-a generalizat denumirea de salam de Sibiu, care a rămas și astăzi pe etichetele produselor făcute aici. Încet, încet s-a extins, Dozzi a încetat din viață în 1943 și a transmis meșteșugul mai departe și practic a lăsat toată rețeta, care și astăzi este un secret industrial bine păzit și pe care numai cei care lucrează în fabrică îl cunosc și e păzit cu limbă de moarte și cu literă de lege. Greu reușești, și cred că nu există cineva care să provină din afara fabricii care să știe rețeta exactă a salamului de Sibiu. Fabrica a continuat să producă, a fost moștenită de fiii lui Dozzi, de Antonio și Giuseppe Dozzi. Acum, în 1948, ca toate celelalte fabrici din România, a fost naționalizată. Însă, în mod paradoxal, pentru că era un produs de lux și pentru că reprezenta un fel de brand local, s-a continuat să activeze și în perioada comunistă. În 1967-1968, fabrica care deja purta denumirea de întreprinderea de industrializare a cărnii a fost extinsă, a fost modernizată. Activitatea s-a trecut dintr-o activitate sezonieră care se desfășura preponderent în perioada toamnei, a iernii, până primăvara, în timpul verii activitatea era foarte redusă. A devenit o industrie care putea activa tot timpul anului.
capacitatea, vă dați seama, a crescuse dramatic. De la cele 100 de tone care se produceau în 1938, trei decenii mai târziu, anii 60-70, se produceau aici cam 2000 de tone de salamuri în fiecare an, iar fabrica ajunsese de la câțiva angajați, doții, cei câțiva angajați pe care îi avea, ajunsese la un adevărat centru industrial cu 150 de angajați. Adică, în general, populația din cartier, majoritatea, dacă i-am întrebat pe oamenii mai în vârstă, au lucrat sau aveau o legătură cu fabrica de salam. În aceeași perioadă s-a dezvoltat salamul de Sibiu, practic, sau salamurile realizate la Sinaia au devenit și ca un promotor al turismului, au devenit și ca un produs de lux, au început să fie exportate din ce în ce mai mult. În fiecare an se exportau cam 40-50 de tone de salam de Sibiu și celelalte salamuri preparate la Sinaia și ajungeau cam în toate țările globului, adică în Austria, în Republica Federală Germania, în Cehoslovacia, în Israel, în Uniunea Sovietică, chiar și în țările arabe. După fabrica a continuat să funcționeze și după 1990, funcționează și astăzi, a fost privatizată și a schimbat denumirea, astăzi se numește Sece Salsie Sasinaia și în orice magazin, supermarket, dacă am merge și ne-am uitat la raionul de mezeluri, am găsit un salam produs la Sinaia. Iată cum am avut povestea casei și povestea locatarului acestei clădiri pe care ați putut-o vedea prin intermediul lentilei aparatului de filmat. Despre casă, după cum vedeți, a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea într-un stil arhitectonic romantic. Astăzi nu este, din păcate, în cea mai bună stare de conservare. Dar uite cum o clădire care la prima vedere nu ne-ar transmite nimic, poate avea o poveste și poate reprezenta un obiectiv turistic, poate ar merita redescoperită și tratată la adevărata valoare pe care o are. Și iată că cum vă povesteam de Filippo Dotti și de industria locală pe care a creat-o el în Sinaia, iată că, fără să ne dăm seama, pașii ne-au purtat până în dreptul fabricii. Aici vedem așa numită parte modernă a fabricii, cea care s-a edificat undeva în anii 50-60, când v-am zis, a căpătat o dezvoltare industria de la un simplu meșteșug local și așa, și de la suta de tone de salam care se crea în anii 30, deja în anii 60 ajunsese ca o industrie în adevăratul sens al cuvântului și practic activitatea crescuse cam de 20 de ori importanța fabricii și cantitatea de salam produs aici. Și vedeți complexul care și astăzi funcționează. Și astăzi produce, și astăzi cumva găsim salam de Sibiu realizat în fabrică și dacă am intrat în magazinul din spatele nostru, ar fi o mare șansă să găsim produsele de aici, să le găsim chiar distribuite în magazin. Pornind de la povestea lui Dotti și a salamului de Sibiu, încet, încet ne purtăm pașii, câteva numere mai încolo, câteva clădiri mai departe pe stradă, vom ajunge în următorul minut la numărul 28, unde o să vedeți o casă total diferită ca stil arhitectonic, dar care are o istorie la fel de bogată și la fel de interesantă ca și casa lui Filippo Dotti. De data aceasta are legătură cu literatura română, cu unul dintre cei mai cunoscuți scriitori din țara noastră. Cred că nu există printre noi sau printre cei care vor viziona acest filmuleț cineva care să nu fie auzit de Ion Luca Caragiale, de schițele pe care le-a scris, de opera sa literară. Și iată cum pașii ne-au purtat în fața casei pe care Ion Luca Caragiale a avut-o în Sinaia, el fiind un frecvent oaspete și chiar un localnic al Sinei, pentru că după ce și-a cumpărat această casă, foarte, foarte des venea la Sinaia, foarte multe din momentele și schițele lui Caragiale au fost scrise, se pare, chiar în această clădire sau în tren pe drumul de fier de la București către Sinaia. Era și,
Era și un foarte bun prieten cu Gheorghe Matescu, cu primarul localității, care se pare că i-a servit și ca un model așa informal pentru personajul din schițele lui pentru celebrul Mitică. Chiar localnicii și sinăienii mai vârstnici își aminteau la un moment dat așa de discuții mai suculente între Caragiale și amicul său Gheorghe Matescu, care oarecum în întâlnirile așa și în discuțiile mai intime, oarecum îl mai, nu știu dacă e cel mai potrivit termen, îi reproșa, dar îl mai dojenea, spunea, mă, m-ai făcut personaj de schițe și acum toată lumea știu, cumva mai incondeat, așa, mai lăsat în istoria literaturii și vai, toată lumea o să știe de mine cum eu să fiu asociat cu Mitică, eu totuși sunt primarul orașului și așa, mă, cum poți să glumești în felul ăsta. Se pare că în această clădire, cum vă ziceam, în anexa ei din spate, în care Caragiale își petrecea foarte mult timp scriind și notându-și, practic, punându-și pe hârtie gândurile, se pare că ar fi fost scrise savuroasele schițe Bubico, Domnul Goe, chiar și Vizită. Dacă luați volumul de momente și schițe al lui Caragiale și le recitiți, pentru că sunt convins că toți dintre noi îl cunoaștem și măcar l-am lecturat ca lectură obligatorie în anii de școală, veți vedea că multe dintre ele au acțiunea ori în tren pe drum către Sinaia, ori chiar descriu zone și străzi și locuri din oraș care și astăzi au rămas în memoria localității. Iată cum pașii ne-au purtat pe străzile de munte din Sinaia, practic pe străzile în pantă din oraș, și cum ne-au adus în fața unei noi case cu povești care își leagă originile de o personalitate a arhitecturii românești, de arhitectul Paul Smărândescu. Iar o casă în stil neoromânesc. Paul Smărândescu, care s-a născut în 26 iunie 1881 în București, în 1889, după absolvirea liceului Matei Basarab din București, s-a înscris la cursurile școlii de arhitectură. A fost admis primul dintre cei 13 candidați la cursurile acestei școli din acest an. În 1902 a plecat la Paris, în 1903 s-a înscris la școala de Belle Arte, pe care a terminat-o în 1906, primind titlul de arhitect diplomat al statului francez. Deci, practic, și-a desăvârșit studii de arhitectură. S-a întors în România, a început să lucreze alături de celebrul arhitect Dimitrie Maimarolu, creatorul cercului militar din București, ca să vă dau așa un exemplu de clădire și de la ce amploare lucra acest Dimitrie Maimarolu. Inițial a primit diverse comenzi pentru mici locuințe particulare. De-a lungul carierei a ocupat o serie de funcții în administrația de stat și în învățământul superior, adică a fost arhitect șef al Ministerului Instrucției și Publice și Cultelor, arhitect șef al Ministerului de Interne în 1913, profesor de istorie arhitecturii la Școala Superioară de Arhitectură în 1920, profesor și șef de atelier de proiecte la Școala Superioară de Arhitectură în 1927, ulterior în perioada 1938-1940 a devenit cumva și ca arhitect șef al. Deci, da, stai că s-a întrerupt cu totul. Deci, cumva, între 1937-1940 a devenit și decan al Facultății de Arhitectură, iar o lungă perioadă a fost arhitectul șef al orașului Sinaia. Adică toată planificarea urbană, felul în care au fost așezate construcțiile astea, i-au trecut prin mână și cam toate proiectele care s-au construit în Sinaia în perioada de sfârșit de anii interbelici le-a cam avizat. A avut o activitate complexă în domenii variate, de la locuințe particulare la clădiri administrative, chiar și lăcașe de cult. A realizat planuri la peste 120 de imobile și, cum vă spuneam, prin ce a rămas în istoria locală, a fost cel care a realizat primul plan de sistematizare al orașului. Însă s-a stins din viață în 1945, în ianuarie 1945, 12 ianuarie, în București. A avut, spre deosebire de alți contemporani, a avut o viață mai scurtă, dar o carieră foarte, foarte prolifică. Despre
despre casă, după cum vedeți, după cum vă spuneam, a fost locuința personală pe care și-a proiectat-o. Datează din 1915, vedeți că este realizată în stil neoromânesc, care era cumva la apogeul perioadei și era stilul predominant în acea epocă de început de secol 20. A avut oarecum și o istorie tristă, pentru că a fost ocupată de armata germană în timpul Primului Război Mondial. A avut și o parte de stricăciuni, chiar unele din ziarele locale spuneau că ar fi fost chiar devastată de soldații germani, dar probabil că această formulare devastată era așa cumva un cuvânt poate prea dur pentru ce s-a întâmplat în ea. A fost refăcută și readusă la forma pe care o vedeți și astăzi în 1919. Iar vedeți încă de la poartă își tratează apartenența către stilul neoromânesc. Și deși astăzi e renovată și fațada păstrează prea puține din elementele originale, ne putem da seama de e o casă tipică pentru arhitectura Sinaiei. De ce? Stilul ăsta de parter realizat din piatră ca material local și ulterior cu etajele superioare construite ori din zidărie de cărămidă, ori din lemn. O să vedeți că e o arhitectură tipică, o să mai întâlnim case de genul ăsta pe parcursul turului nostru. Ultima dată când am fost în Sinaia era așa într-o stare de semi-abandon. Acum, după cum vedem că geamurile au fost înlocuite și pare renovată, cred că a fost cumpărată, cred că totuși are un proprietar, probabil că nu pot să-mi dau seama, dar aș putea încerca o supoziție, cred că va deveni un fel de ori locuință particulară, ori poate chiar o mică pensiune, o mică unitate de cazare turistică. Se vede și din felul în care a fost renovată și din forma clădirii că se pretează la o utilizare în circuitul turistic. Ne aflăm în fața unei case și iată că iar ne-au purtat pași într-o mică plimbare după numai câteva sute de metri de la clădirea pe care am prezentat-o. Uite că avem una dintre cele mai vechi clădiri încă păstrate din Sinaia. O casă construită, după cum se și vede, în dantelura din lemnul prispei, construită în 1897, într-un stil care aduce aminte de locuințele sătești, de locuințele din satele de munte din zonă. De ce e foarte importantă și care e povestea? Poate dacă am trece pe stradă nu ne-ar spune nimic. Dacă n-am ști că la parterul ei sau în interiorul ei a funcționat hanul drumeților. Hanul drumeților, care transformat ulterior în Touring Clubul României, care oferea cele două încăperi. Au fost primele spații de cazare pentru turiști, pentru vilegia turiștii care veneau în concediu sau în drumeție la munte, puteau să-și găsească adăpost într-una din camerele acestei clădiri. Ea a rămas în mod fericit, supraviețuiește până astăzi, a rămas cât de cât neschimbată. E, și iată cum coborând la pas pe străzile Sinaiei, am ajuns la unul dintre cele mai cunoscute monumente din oraș, un monument cu o poveste fascinantă. O mică cruce din piatră dăltuită, vedeți, undeva la 1858, în memoria practic schitului de călugări de unde s-a născut Sinaia ca localitate, în care vedeți a fost ridicat acum câteva sute de ani pe o culme muntoasă, într-o poiană de pe muntele Molomoț, denumirea veche pe care o purtau aceste locuri.
prima atestare documentară a schitului și o să povestim mai multe imediat când vom ajunge la mănăstire și vom vedea practic mănăstirea Sinăii și istoria ca localitate și cum a ajuns să se transforme de la o mică poiană și de la un mic schit de călugări la orașul de astăzi. Vedeți că documentat există un Hristof Domnesc al lui Mihnea Voivod care îl oferă ca danie două vaduri de moară acestui schit și practic schitul arde în 1788. În memoria acestui schit și ca să păstreze cumva amintirea locului, este ridicată această cruce de piatră. Ea dăinuiește și rămâne ca un mic monument cunoscut de toți locuitorii și apreciat și de turiștii care vizitau Sinaia în perioada interbelică, până undeva în anul 1948, chiar începutul 1949, când, în fine, istoria României n-a fost chiar cea mai fericită, se instalează regimul comunist și într-o noapte noile autorități, sfatul popular al orașului, zice, domne, cruce, să avem o cruce pe stradă principală din oraș, nu se poate așa ceva, o demontăm. Bun, ea dispare peste noapte, este demontată, ca să îi se piardă urmea, este luată, aruncată în apa pârâului Peleș. În momentul în care a fost aruncată, pur și simplu s-a și spart în mai multe bucăți. Bun, una dintre doamnele care locuia pe stradă, cunoscând povestea, știind despre cruce, și-a riscat practic libertatea, și-a riscat poate chiar și viața. S-a dus în miez de noapte, a adunat ce a găsit din bucățile din bucățile respectivului monument din apă, le-a adus în mare taină în curtea casei, a încercat să le reconstituie, le-a repus acolo, le-a ținut în curtea casei, a încercat să reconstituie monumentul. Bun, a reușit. Ani de zile a stat în curtea casei, ulterior urmașii doamnei sau chiar doamna respectivă, nu mai știu acum istoria așa în foarte mare detaliu, au acceptat cumva să cedeze acest colț de stradă și practic crucea să rămână cumva pe trotuar în spațiu public, să fie cumva în afara gardului proprietății. A fost renovată de către primărie și practic și-a regăsit cumva strălucirea de odinioară. Beneficiază și de modul fericit de a avea o placă lângă ea care documentează povestea și pe care practic orice persoană care ajunge prin Sinaia, chiar nefiind localnic sau chiar nefiind însoțit de un ghid, o poate vedea. Iată cum, coborând către centrul orașului, pașii ne-au adus lângă una dintre celebrele case ale Sinăi, așa numită Casa cu Farfurii, și o să vă spun imediat de unde-i vine această denumire de Casa cu Farfurii. Oarecum o creație atipică pentru arhitectul Duiliu Marcu, un unicat pentru clădirile realizate de Duiliu Marcu, pe care îl avem sau ale cărui lucrări le avem foarte, foarte des în București, le întâlnim foarte des pe străzile Bucureștiului și pe care le întâlnim, a rămas celebru ca arhitect pentru clădirile publice realizate, pentru Palatul Guvernului, Palatul Victoria, pentru Palatul Ministerului Transportului de astăzi, așa numitul Palat al Căilor Ferate, pentru Palatul Ministerului Economiei sau Palatul Casei Autonome a Monopolurilor Statului, pentru Blocul Mica, pentru stilul ăsta de clădiri publice, sobre, fiind mai puțin cunoscut în arhitectură pentru locuințele pe care le realiza pentru diversi proprietari privați. Casa cu Farfurii, deși clădirea are o istorie fericită, a supraviețuit oarecum nealterată până astăzi, o vedem în stilul aproape nemodificat
și neafectate de trecerea, de trecerea timpului. Din păcate, proprietarul său, cel care a comandat-o și cel care a făcut ca ea să apară în istoria și în peisajul citadin al Sinaii, n-a avut aceeași soartă fericită. Proprietarul ei a fost inginerul și omul politic Constantin Bușilă. Constantin Bușilă, care s-a născut în mai 1877, 4 mai 1877, în Galați, după ce a terminat liceul Principatele Unite la Iași, a urmat cursurile Școlii Naționale de Poduri și Șosele, străbunica Universității Politehnice de astăzi, la București, pe care a terminat-o în 1900 cu titlul de șef de promoție. Deci vă dați seama, a fost un student eminent. Nu oricine ajungea în perioada aia să fie șef de promoție al Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București. În anul următor a plecat la Liege, în Belgia, unde și-a desăvârșit pregătirea și-a susținut și doctoratul în domeniul electrotehnicii, el fiind și rămânând în istorie ca unul dintre părinții acestui domeniu în științele din țara noastră. A fost chiar cel mai cunoscut inginer electrotehnician din țară. S-a întors în România, imediat după ce s-a întors în România, a fost angajat de Angel Salini să ia parte la construcția portului Constanța, unde s-a ocupat în mod special de centrala electrică care alimenta portul și de instalarea grupului principal de producție a acestui curent electric, un motor diesel de 1600 de cai putere, toată construcția și tot portul fiind finalizat în 1904. De aici a urcat foarte repede pe scara ierarhică și practică, a ajuns la apogeul carierei sale. A ocupat funcții importante atât în administrația de stat, cât și în domeniul învățământului superior. A fost pe rând director al portului Constanța între 1904-1909, a fost director adjunct al Societății de Tramvaie din București, a fost secretar general al Ministerului Lucrărilor Publice, un mandat foarte scurt între 1918-1919, exact pe lunile de sfârșit ale Primului Război Mondial. A fost membru fondator al Societății Petroliere Creditul Minier în 1919, președinte al Societății Politehnice, funcție pe care a avut-o timp de aproape un deceniu, din 1935 până în 1944. Cum vă spuneam, o activitate prodigioasă și în domeniul științelor educației, adică a fost profesor în cadrul Școlii Naționale de Poduri și Șosele din București, chiar prorector al Școlii Politehnice, decan al Facultății de Electromecanică în 1940 și, nu în ultimul rând, funcția care a fost cumva cea mai importantă funcție pe care a ocupat-o de-a lungul carierei și care, în mod paradoxal, i-a adus și soarta tristă de după 1944, a fost ministru al lucrărilor publice și comunicațiilor între 1941 și 1943. Însă, cum vă spuneam, această funcție i-a adus și eticheta de dușman al poporului după 1944. Foarte, foarte repede a fost etichetat de către noile autorități comuniste ca un dușman al poporului. A fost arestat în toamna anului 1944, a fost arestat în așa numitul lot al demnitarilor. A stat în închisoare 2 ani de zile până când procesul s-a judecat. În 1946, în 6 mai 1946 s-a dat sentința și a fost oficial condamnat. N-am intrat foarte mult în detaliu, fiind și o poveste tristă, n-am intrat foarte mult în detaliu să mă apuc să caut sentința, să citesc sentința, să văd care a fost pedeapsa. A fost încarcerat la Aiud, unde s-a și stins din viață relativ foarte repede, în urma unei boli galopante, în 3 ianuarie 1950. Casa, după cum vă spuneam, construită în 1922-1923, în stil neoromânesc, după planurile arhitectului Duiliu Marcu,
Deci a rămas și astăzi sinaienii mai în vârstă. Dacă îi întreb unde este vila lui Constantin Bușilă, poate mai puțin știu să-ți spună. Dar dacă îi întreb unde este casa cu farfurii, cred că nu există locuitor din Sinaia să n-o știe. Poartă numele de casa cu farfurii după ornamentele pe care le vedeți la cornișa acoperișului, care de-a lungul timpului s-au mai spart, au mai fost înlocuite, se vede că poate nu mai sunt cele originale din 1922-23 când a fost construită, dar vedeți că aceste farfurii de ceramică smălțuită care reproduceau motivele tradiționale au fost cumva caracterul de excentricitate al casei și caracterul de unicitate care i-a generat acest nume și pentru care a rămas în istoria Sinaii. Și practic, după cum vedeți, nici n-am făcut decât să traversăm strada și practic să facem câțiva pași de la casa cu farfurii și ne aflăm la intrarea în mănăstire, la intrarea în mănăstirea Sinaia, practic unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Sinaia. Și practic nucleul actualei localități, pentru că de aici, de la această mănăstire și propriu zis de la schitul de călugări creat pe pantele muntelui Molomoț într-o poiană din pădurile care acopereau în Evul Mediu toată zona, de aici practic a început istoria Sinaii. Prima atestare documentară a lăcașului de cult datează din 1672, când legenda istorică și transmisă din generație în generație până astăzi spune că, prigonit de domnitorul Grigore Ghica și urmărit de potera pusă practic să-l captureze, spătarul Mihail Cantacuzino alege să-și piardă urma pe drumul Prahovei, drumul Prahovei fiind ruta comercială cunoscută din Evul Mediu, străbunicul actualului DN1, și alege să-și piardă urma, se ascunde printre călugării de la acest mic schit și cumva lasă un fel de legământ cu divinitatea sau un fel de jurământ că dacă va scăpa teafăr din această încercare, va ridica o mănăstire. Bun, scapă teafăr din această încercare, ajunge să-și împlinească promisiunea să ridice această mănăstire și astfel într-o poiană unde se întâlnesc apele Prahovei cu cele ale Pârâului Pele și cu cele ale Văii Rele, iară caracterul de trinitate, se ridică prima mănăstire. După altă legendă locală, ar fi fost chiar o poiană în formă de cruce, o cruce naturală care ar fi apărut în viziunea unui bătrân pusnic. Între 1690-1695 se ridică mănăstirea Sinaia, numele său provenind de la Sfânta Peninsulă Sinai și de la Sfântul Munte Sinai, către care, cu doar câțiva ani înainte de ridicarea acestei mănăstiri și de acest moment istoric despre care v-am relatat, spătarul pornise în pelerinaj. Inițial, obștea de călugări din acest mic schit a avut numai 12 călugări, dar în 1783, în timpul domniei lui Mihail Suțu, locașul de cult a fost înzestrat cu alți 42 de scutelnici, care practic și-au ridicat mici case pe platoul Izvor și au creat primul cartier și nucleul localității de astăzi. Mănăstirea a fost martora a numeroase evenimente istorice. A fost ocupată pe rând de către trupele turce, apoi de către trupele ruse, de către trupele austriece. Micul așezământ monahal dominat de biserica veche, pe care o să vedem imediat, în interiorul căreia se găsesc freșcele realizate de celebrul pictor bisericesc Pârvu Mutu, s-a extins treptat între 1840-1846 și a ajuns practic la forma pe care o are în prezent. Cel mai de seamă moment din istoria recentă a mănăstirii a fost ziua de 5 august 1866, când practic pe aceste locuri au sosit oaspeți de seamă. Nimeni altul decât
principele Carol I, însoțit de istoricul Dimitrie Sturza, de bunul său colaborator medicul Carol Davila și de maierul Ștefan Fălcoianu. Ajungând aici, pe aceste locuri, Carol practic și-a adus aminte de locurile natale, s-a îndrăgostit, putem spune, la prima vedere de cadrul de zonă, de Sinaia, de cadru natural și a continuat să vină în fiecare vară, iar în 1871 a cumpărat de la Eforia Spitalelor Civile domeniul Peleș, așa numită o parcelă de 1000 de hectare din Moșia Furnica, teren pe care la 22 august 1875 a pus piatra de temelie a castelului Peleș. Tot în aceeași perioadă, între 1840-1846, mai precis în 1842, a fost construită și Biserica Mare a Mănăstirii, cea pe care tocmai ați văzut-o în imagini și al cărei interior l-ați putut privi. Edificiul căruia, începând din 1892, s-a adăugat și clopotnița de la intrare, în care s-a instalat clopotul de 1700 de kilograme adus din București, clopotul de la Turnul Colței, după demolarea Turnului Colței, care se afla exact în piața Universității de astăzi, la începutul bulevardului, între Palatul Suțu și clădirea Ministerului Agriculturii. În momentul în care s-a demolat acel turn care se ruinase și care era folosit doar ca foișor de foc al orașului, clopotul din turn a fost adus și instalat aici la mănăstirea din Sinaia. Ce ar mai fi notabil de spus despre mănăstirea din Sinaia este că în 1895, cu ocazia împlinirii a 200 de ani de la întemeierea centrului monahal, s-a deschis pentru public muzeul mănăstirii, care a fost prima expoziție de obiecte de cult din țara noastră. Iar între 1897-1903, Eforia Spitalelor Civile a inițiat ample lucrări de refacere, conduse de un arhitect mai puțin cunoscut, George Mandrea, în urma cărora biserica a căpătat înfățișarea pe care o are și astăzi. Practic, după cum vedeți, îmbină stilurile arhitectonice brâncovenesc și cel moldovenesc. Transmite așa o impresie sau un caracter de biserică din Moldova, dar cu elemente de arhitectură de stil brâncovenesc. Pictura interioară realizată în stil neobizantin a fost realizată de un pictor danez. Mobilierul bisericii a fost sculptat în lemn de paltin și stejar de Constantin Babic, ajutat de elevii săi de la Școala de Arte de Meserii și Meserii din București. După cum ați văzut în interior, iconostasul, mobilierul naosului și cele două tronuri regale sunt decorate cu foiță de aur, iar pe peretele din partea dreaptă poate fi admirat un superb epitaf brodat în mătase și fir de aur între 1897 și 1900 de către Ana Roth, care era una dintre doamnele de curte ale reginei Elisabeta. Demn de menționat este și faptul că mănăstirea Sinaia a fost primul lăcaș de cult din România, în interiorul căruia a fost introdus curentul electric. Ce a fost prima astfel de biserică dotată cu electricitate, cu becuri electrice care au înlocuit oarecum lumânările, reducând pericolul de incendiu care era constant în biserici și care de multe ori ne-a răpit numeroase construcții, mai ales bisericile realizate din lemn. Bun, și odată intrați în incinta mănăstirii, ne îndreptăm încet, încet către biserica veche, către vechea incinta a mănăstirii, către locul din care a început, practic, existența ei. Și o să vedeți imediat de ce este importantă. Este o biserică datând din perioada 1690-1695, în care în interior încă se mai păstrează urme ale picturii realizate, cum vă spuneam, de celebru pictor bisericesc Pârvu Mutu, și care conține în două dintre chilii, au fost modificate și au servit ca... Servesc și astăzi ca loc de îngropăciune și cavou pentru celebrul om politic Tache Ionescu,
care practic și-a legat cumva viața de această mănăstire și a lăsat ca ultimă dorință să fie îngropat aici. O să vă povestesc imediat în momentul în care vom vedea cavou, de ce a ales să fie înmormântat aici. Vedeți biserica veche, vedeți ce s-a păstrat din pictura realizată de Pârvu Mutu, practic în pridvorul bisericii s-a păstrat cel mai bine această pictură. Vedeți Pisania din 1795. Însă, din păcate, biserica a avut un moment trist. De-abia a supraviețuit unui incendiu în 1791 și atunci ea a fost repictată de un pictor bisericesc care a rămas necunoscut undeva în 1795. De-aia foarte puțin din pictura originală s-a păstrat. Vedeți amploarea ei, era mult mai mică decât biserica noua a mănăstirii, ceea ce cumva a și făcut să aibă necesitatea de a se crea practic biserica modernă pe care am și vizitat-o. Din pictura originală a lui Pârvu Mutu se păstrează scenele realizate pe turla bisericii, iar în pronao se păstrează tabloul votiv care ne înfățișează ctitorii bisericii. Vedeți domnitorul cu doamna și cu suita de la curtea domnească, adică acest principe Mihail Cantacuzino. Iar ce s-a mai păstrat din vechea biserică este o piatră de tâmplă. Practic o piatră de tâmplă a porții de intrare în mănăstire. Și purtându-ne încet, încet pașii prin mănăstire, ajungem și către un loc încărcat de istorie, emblematic, dar foarte atipic, pe care nu te-ai aștepta să-l găsești într-o mănăstire și care este un caracter unic pentru mănăstirea din Sinaia. Cavou omului politic și prim-ministru al României între 1800... Prim-ministru al României Tache Ionescu, cel care a trăit între 1858-1922 și despre care nu putem intra practic în chilia care a fost transformată în loc de îngropăciune fără să facem o foarte scurtă biografie a sa, pentru că nu ne-ar ajunge timpul să reliefăm toată personalitatea lui Tache Ionescu. Tache Ionescu, care s-a născut în octombrie 1858 la Ploiești, în 13 octombrie, a absolvit liceul Sfântul Sava din București. În 1875 a plecat la Paris ca să urmeze cursurile Universității de Drept. A terminat în 1881 cu titlul de doctor în drept și nu în ultimul rând cu mențiunea de magna cum laude. Deci a fost unul dintre cei mai străluciți studenții ai promoției sale.
S-a întors în România pentru o foarte scurtă perioadă, a profesat ca avocat în cadrul baroului de Ilfov, iar din 1883 și-a început vasta carieră politică în cadrul Partidului Național Liberal, pe care listele căruia a fost ales ca deputat în colegiu de Ilfov. 2 ani mai târziu a părăsit acest partid, iar din 1891 s-a alăturat Partidului Conservator. Ulterior a plecat și din acest Partid Conservator, iar în 1908 a fondat Partidul Conservator Democrat, pe care l-a prezidat până la moartea sa în 1922. A avut o lungă și prodigioasă carieră, presărată cu înalte demnități ministeriale. A fost pe rând ministru al Instrucțiunii Publice și Cultelor între 1891-1895, ministru de Finanțe între 1904-1907, ministru de Interne din 1912 prin 1914 și pentru foarte scurtă vreme, de aceea apare prim-ministru, dar funcția oficială a fost președinte al Consiliului de Ministri, dar pentru un mandat foarte scurt, doar pentru câteva săptămâni, din 17 decembrie 1921 până 19 ianuarie 1922. Cei care l-au cunoscut și contemporanii săi, chiar și adversarii politici, l-au recunoscut ca un foarte bun orator. I-au recunoscut și oarecum adversarii politici au și taxat aceste talent oratoric, era poreclit în presa de opoziție și așa, și în ziarele mai, putem zice, între ghilimele, în tabloidele vremii, era poreclit chiar tăchiță gură de aur, dar nimeni nu îndrăznea să-i spun această poreclă în față. A avut și o bogată activitate jurnalistică, a fost colaborator al numeroase publicații, iar între 1883 și 1898 a fost corespondent al celebrului ziar britanic Times. A fost unul dintre primii corespondenți ai acestui ziar britanic la București. În 1913, după încheierea celui de-al doilea război balcanic, în timp ce era ministru al afacerilor interne, a fost cel care a semnat tratatul de pace de la București, tratat de pace prin care România a primit cadrilaterul. A susținut implicarea în România în primul război mondial de partea Antantei. În 1921, în scurtul său mandat de ministru al afacerilor străine, s-a implicat activ în crearea acelei alianțe politice numită Mica Înțelegere. Însăși felul în care s-a stins din viață departe de țară la Roma poate fi subiectul unui film, cel puțin al unui film documentar, dacă nu chiar al unui film artistic. Se spune că a murit în 22 iunie 1922, cum vă spuneam, departe de țară la Roma, din cauza unei infecții bacteriene localizate la nivelul aortei. S-a presupus, teoriile conspirației presupuneau chiar că ar fi fost otrăvit, dar se pare că era un gurmand, îi plăcea să mănânce fructe de mare, în special stridii, de la niște stridii nu foarte bine preparate, infectate cu această bacterie, a ajuns cumva să se îmbolnăvească galopant și practic să-și înceteze din viață din cauza acestei infecții. În 1924, și practic aici ajungem la povestea chiliei care a fost transformată în actualul cavou al lui Tache Ionescu, cea de-a doua sa soție, Adina Tache Ionescu, cunoscută după numele soțului, a făcut toate diligențele necesare și a reușit să obțină aprobările necesare din partea eforiei spitalelor civile și a guvernului, pentru că marele arhitect Petre Antonescu, creatorul stilului neoromânesc, să poată amenaja în incinta mănăstirii, unde Tache Ionescu cumva își legase viața de această mănăstire, pentru că în 1864 se îmbolnăvise de holeră și ca să se vindece de această boală foarte gravă, petrecuse o perioadă la mănăstire, cumva respirând aerul de munte și departe de așa zisul aer viciat al capitalei. Practic, din acest motiv și-a legat viața de mănăstire și a rămas cumva, și-a dorit ca loc de
îngropăciune să aibă, dacă este posibil, un loc în interiorul mănăstirii. Cum vă ziceam, soția sa, cea de-a doua soție, a reușit să obțină așa numită dispensă din partea autorităților clericale și cumva să reușească să amenajeze această mică capelă mausoleu, care, după cum vedeți, se compune din două încăperi transformate din chilii, pe pereții cărora se găsesc sculptate în piatră fragmente din discursurile. Din discursurile pentru care Tache Ionescu a rămas celebru în istorie. Decorarea a fost realizată de sculptorul și medalistul bucureștean Emil Wilhelm Becker, cel care a rămas în istoria orașului Bucureștiului și pentru cariatidele de pe clădirea universității și care a fost un cunoscut sculptor și gravor, sculptor oficial al casei regale a României. Iar după cum vedeți, lângă sarcofagul în care se află depus trupul lui celebrul om politic Tache Ionescu, se află și urna cu cenușa celei de-a doua soția sa, Adina Olmazu, după numele său, și bustul de marmură alb realizat la Roma în 1926 de către un sculptor italian. Este, după cum vă spuneam, este ceva unicat, chiar foarte, foarte aproape de mănăstire și în câteva minute vom ajunge să și vedem. Se pare că Tache Ionescu a și avut o locuință. Locuința sa, o vilă privată în Sinaia, chiar foarte aproape de mănăstire, cum vă spuneam. În câteva minute vom ajunge și pașii ne vor purta pe străzi, în continuarea plimbării pe străzile Sinaiei și către vila pe care a avut-o Tache Ionescu. Cum vă spuneam, foarte aproape de mănăstire, Tache Ionescu a avut și o mică locuință pe care o vedeți în fața noastră. A rămas cunoscută în istoria localității drept Vila Tache Ionescu. Vedem că la momentul actual probabil că este într-o renovare, pentru că se vede că sunt acele placaje bătute în geamurile de la parter care ne conduc cumva la ideea că s-ar putea să aibă o soartă fericită până la urmă. Din păcate, povestea ei nu a fost atât de mult documentată de cunoscută și fiind cumva și în afara străzilor mai circulate, fiind pe o alee mai puțin circulată, de multe ori trece neobservată. Și iară, coborând către centrul oraș, uite că pașii ne-au adus foarte aproape de Parcul Central, care era practic punctul de promenadă al Sinaiei și locul de întâlnire și așa. Dacă ar fi să facem o comparație, poate nu e cea mai fericită comparație între București și Sinaia, la fel cum în București aveam Cismigiu sau Herăstrău, așa aveau în Sinaia și redus la scara unei mici localități de munte, aveau Parcul Central din Sinaia, care cumva era polul de atracție și plimbarea de duminică a sineienilor și distracția de duminică era o plimbare în parc, unde de primăvara până toamna cânta muzica, unde, în fine, era polul de atracție al orașului. Adică toată viața așa mondenă din Sinaia se desfășura sau gravita în jurul parcului. Și o să povestim imediat, parcul practic reunește în jurul lui unele dintre cele mai cunoscute clădiri, unele dintre cele mai importante hoteluri din Sinaia, cumva face trecerea dintre edificiile astea, casele și vilele pentru proprietarii privați, către clădirile publice. Era zicem așa, zona mai principală, zona centrală a orașului, zona publică, cum ar fi, iară, făcând o comparație cu Bucureștiul, Calea Victoriei sau piața Universității din București, cam așa ar fi traduse în țesutul urban al Sinaiei. Povestind un pic despre
ultima dintre clădirile, așa, dintre vilele pentru proprietari privați pe care le vom vedea în turul de astăzi, este vila Adina. După care, după cum vedeți, era o clădire de factură romantică, ridicată în 1901 de Dumitru Arghir. Cine era acest Dumitru Arghir? Nimeni altul decât administratorul sau omul de încredere al industriașului Emil Costinescu, administratorul uzinelor. Care vă dați seama că totuși din poziția de administrator al uzinelor avea un anumit standard social care i-a permis totuși să-și ridice o vilă. Împreună cu Vila Carola, pe care o să o vedem imediat și care se află foarte, foarte aproape, la numai câteva zeci de metri distanță, a fost timp de peste două decenii una dintre cele mai impunătoare construcții din Sinaia începutului de secol 20. După cum poate vedeți și dacă ne-am duce la Castelul Peleș, care e cumva, din păcate, foarte, foarte mulți dintre turiști sau foarte mulți din publicul larg fac greșeala de a pune între Sinaia și Castelul Peleș semnul egal. În turul de astăzi ați văzut că pe lângă Castelul Peleș, care da, rămâne un monument de arhitectură, rămâne cel mai cunoscut monument din Sinaia, rămâne cea mai cunoscută atracție turistică din toată zona, rămâne una dintre cele mai cunoscute atracții turistice din țară și vizitată anual de aproape un milion de turiști și foarte, foarte atractivă și pentru turiștii români și pentru turiștii străini. Nu pot spune semnul de egalitate între Sinaia și Peleș. Adică pe lângă Peleș, Sinaia are o grămadă de construcții sau de clădiri care merită cel puțin să fie tratate la fel cum e tratat Peleșul, sau merită aceeași importanță pe care o are Peleșul pentru istoria țării. Practic Peleșul, dacă ar fi să vorbim strict istoric, a fost numai factorul care a generat transformarea Sinaiei dintr-o mică localitate rurală, dintr-un sat de munte, într-un oraș. Și practic, construindu-și regele Carol, construindu-și castelul Peleș, în jurul Peleșului au început toată protipendada, toată high class-ul acelui sfârșit de secol XIX, să-și construiască vile. Și practic, Peleșul a fost factorul care a generat modernizarea Sinaiei și practic transformarea ei în ceea ce putem numi, fără falsă modestie, perla Carpaților. Revenind la vila de aia, vedeți că are un stil foarte apropiat de o parte din clădirile de la Peleș. În perioada interbelică, undeva în 1926, a fost și sediu al secției alpine a Touring Clubului Român. Era practic secția care se ocupa de toate drumețiile din Munții Bucegi, un fel de străbunic al actualului Parc Național Bucegi de astăzi. Pentru că am menționat, o să ne purtăm încet pașii către Vila Carola. De care, cum vă spuneam, erau așezate la mică distanță una de alta. Între ele sunt, cred că, dacă ar fi să măsurăm exact, sunt mai puțin de 200 de metri. O și vedeți în față, vedeți că are un stil asemănător cu cealaltă construcție, practic cu vila Wendy, deși în mod paradoxal este și cu câțiva ani mai bătrână. Ea a fost construită în 1896, la fel într-un stil arhitectonic foarte apropiat de cel al castelului Peleș, și proprietarul ei era artistul plastic austriac Iosef, sau Vili, cum îl știau sinăienii, Ungart, care era nimeni altul decât valetul prințului Dimitrie Ghica. De ce a rămas importantă în istoria Sinăii?
pentru că în 1927 casa care era botezată cu numele de Carola după numele fiicei acestui artist plastic austriac Josef Ungert, l-a găzduit timp de 2 luni pe lordul Yehudi Menuhin, care venise la Sinaia ca să studieze vioara cu celebrul compozitor George Enescu, practic cu cel care i-a rămas mentor și maestru al vieții sale. George Enescu, care rămâne una dintre cele mai cunoscute personalități ale Sinaia, unul dintre cele mai importanți oameni de cultură din Sinaia secolului 20 și care și el are o vilă, Vila Luminiș, dar pe care în mod paradoxal este într-o zonă a orașului mai puțin atinsă de traseele turistice, e pusă pe celălalt versant al văii, deci practic pe partea dreaptă a drumului național și de aia oarecum este mai puțin vizitată. Iată că pașii ne-au purtat către parcul central al orașului, care poate la scara Sinaiei poate rivaliza cu oricare din parcurile bucureștene, adică îl putem privi ca un cismigiu al Sinaiei și care în jurul căruia practic găsim cele mai importante edificii publice din acest mic oraș de munte. Și în fața voastră, grație camerei de filmat, iată că avem hotelul Palace, unul dintre operele remarcabile ale arhitectului Petre Antonescu, create în Sinaia, a cărui construcție a început în toamna anului 1911, avem din presa vremii păstrată și ziua exactă în care au început lucrările, în 26 noiembrie 1911, și care la acea vreme a reprezentat un record în materie de durata unei construcții și de amploarea unei construcții de genul ăsta, fiind deschisă publicului după numai 9 luni în vara anului 1912. Ce a făcut să rămână în istoria Sinaiei ca mod de construcție a fost faptul că activitatea pe șantier s-a desfășurat fără întrerupere, muncitorii care lucrau la înălțarea clădirii au fost protejați de gerul iernii, de viscol, de intemperii, prin niște pereți temporar realizați din rogojini, între care se găseau instalate mai multe sobe cu lemne. Fumul era evacuat prin 3 coșuri vizibile de la mare distanță, de aia locuitorii Sinaiei, cei mai în vârstă, au considerat la un moment dat așa, ca o anecdotă care s-a răspândit între locuitorii din oraș, că domne, în locul ăsta se întâmplă ceva, oamenii ăștia lucrează cu diavolul, nu se poate, niște coșuri prin care iese fum, nu se mai întâlnise așa ceva, să vezi pe un șantier coșuri de fum. A fost cumva și un magnet așa și un creuzet, putem să zicem, un spațiu multicultural și interetnic al orașului. De ce? Între lucrătorii care au ajutat practic la ridicarea clădirii sau care au activat pe acest șantier, s-au aflat numeroase familii de italieni, sârbi, chiar și câțiva turci care au activat și care au, mulți dintre ei au și rămas ulterior, s-au stabilit în Sinaia și au urmat și lor și astăzi trăiesc în Sinaia. Ca amploarea hotelului găzduia 150 de garsoniere sau apartamente de lux, precum și o serie de camere pentru însoțitorii și servitorii clienților. Vă dați seama că un industriaș din acea vreme sau un baron nu venea singur, ci însoțit de întreagă suită. Aceste camere și pentru servitorii clienților și pentru angajații hotelului se găseau la mansardă. Clădirea era datată cu cele mai noi tehnologii pentru acea vreme. Adică avea crematoriu de gunoi, ghețărie proprie, un sistem de încălzire centrală și chiar un tunel care trece și astăzi undeva pe sub parc, care lega hotelul cu clădirea cazinoului,
De ce? Pentru că între clienții hotelului erau și foarte mulți dintre împătimiții jocurilor de noroc de la casino, care ori nu-și permiteau să fie văzuți de către lumea care ieșea în parc la promenadă și așa, și de către locuitorii orașului să fie văzuți intrând în casino, sau dacă aveau norocul să câștige o sumă mai importantă de bani la jocurile din interiorul cazinoului, nu-și permiteau cumva să fie văzuți ieșind cu banii din cazinou și intrând în hotel, pentru că se temeau de multe ori pentru siguranța personală. Ce ar mai fi de zis iară despre clădirile din zonă, trecând încet de la hotel la cazinou. Cazinoul ca edificiu a fost ridicat de Eforia Spitalelor Civile în 1913, deci la scurt timp după ce s-a construit hotelul, pe locul vechii vile al prințului Dimitrie Ghica, cumva din inițiativa regelui Carol I, după planurile realizate din nou de arhitectul Petre Antonescu. Vedeți, clădirea are o siluetă inconfundabilă, este un edificiu impozant. La construcția sa au participat cu importante sume de bani prințul Grigore Cantacuzinou, celebrul Nicolae la Hovari, iar primul acționar al acestui cazino a fost nimeni altul decât baronul Macai, care avea și o cotă parte din acțiunile celebrului cazino de la Monte Carlo. Deci rivaliza cu instituțiile similare din marile capitale europene. Inaugurarea cazinoului s-a făcut printr-o grandioasă ceremonie la care a asistat însă și familia regală, însoțită de omul politic Nicolae Titulescu. În scurt timp, cazinoul a devenit un fel de simbol al stațiunii montane pentru a facilita accesul împătimiților jocurilor de noroc la cazinou, ajungând chiar cumva să influențeze și mersul trenului. Adică s-a pus în circulație un tren special pe ruta București-Sinaia. În perioada interbelică s-a numit chiar automotorul albastru, după culoarea pe care o avea acest vagon aerodinamic. Era chiar o creație a uzinelor Malaxa, cumva apogeul tehnic al uzinelor Malaxa, acest automotor albastru, care sosea în fiecare zi la orele 4 după amiaza și se întorcea către București undeva la orele serii, către ora 22:30, după cum ne spune mersul trenurilor, după ce se închideau mesele de ruletă de la casino. În perioada de maxim apogeu, ca să vă imaginați ce amploare avea activitatea din clădire, putem zice că în fiecare zi treceau cam 800 de jucători pe la mesele de ruletă din casino. În interiorul clădirii se găseau numai puțin de 13 mese de ruletă, iar încasările din aceste jocuri de noroc erau împărțite între Eforia Spitalelor Civile și Primărie, care găsise cumva o parte din fondurile obținute astfel, le folosea pentru întreținerea orașului, pentru toate serviciile edilitare, pentru întreținerea parcului. Însă toată această atmosferă de Belle Époque a încetat subit în 1947, când noile autorități comuniste au considerat toate aceste jocuri de noroc și, practic, ideea unui casino ca o activitate burgheză, și, practic, s-a dat o lege în care s-a spus foarte clar, jocurile de noroc n-au ce să conlucreze cu societatea muncitorească, s-a încetat brusc activitatea cazinoului. O perioadă a rămas cumva așa într-o stare de semi-abandon, nu se știa ce se va întâmpla cu clădirea. După 1955, în clădire a fost mutată Casa de Cultură a orașului, care a funcționat aici timp de aproape două decenii, până în 1975. În 1975 clădirea a fost renovată, a fost transformată într-un fel de centru de conferințe, de centru de evenimente, funcționalitate pe care și-o păstrează și astăzi. Tot în parc mai avem o serie de clădiri, de mici monumente care poate ar putea trece neobservate.
Sunt cele câteva transformatoare electrice în mod real, au fost 6 astfel de posturi de transformare ridicate pe teritoriul orașului Sinaia de către celebrul arhitect Duiliu Marcu. Și unul dintre transformatoare chiar îl puteți vedea în spatele pomilor, cumva la limita parcului. De ce spuneam că au fost foarte, foarte atipice și ceva unicat pentru peisajul Sinaiei? Practic nu se mai regăsesc aceste construcții decât în Sinaia și un transformator mai mare în Bușteni, pentru că Duiliu Marcu a rezolvat într-un mod foarte fericit dilema de cum face să ascundă un transformator care avea o utilitate pentru iluminatul public al parcului, cum a reușit să-l integreze într-un mod total atipic în peisajul urban. Și a ales să-l mascheze în această clădire realizată într-un stil neoromânesc, ca mare parte din clădirile din zonă, într-o îmbinare cumva între stilul neoromânesc și stilul modernist. Din materiale locale vedeți piatra extrasă din carierele locale de pe platoul Izvor, acoperit cu țiglă, o clădire care cumva estompa și ascundea în mod fericit acel transformator, care altfel, deși era oarecum o minune a tehnicii, era considerat ca o priveliște disgrațioasă și care nu cadra cu atmosfera de belle époque a unui oraș de munte și a unei zone frecventate de turiști și de înalta societate a perioadei interbelice. Tot în zona parcului, foarte, foarte aproape, chiar vizibilă din parc, este o construcție a lui Petre Antonescu, o clădire ridicată în 1912, cea pe care o vedeți în față exact vis-a-vis de parc pe marginea străzii, care a fost comandată de Direcția Generală de Poduri și Șosele pentru a găzdui birourile și un fel de locuințe de serviciu pentru personalul tehnic care supraveghea construcția drumului național de la Ploiești la Predeal, practic modernizarea vechiului drum comercial al Prahovei, așa cum apare el în documentele din Evul Mediu, care undeva la început de secol XIX era de fapt un drum de căruțe. Un drum de pământ rezervat răsurilor și căruțelor, care undeva după cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea și foarte mult în perioada interbelică, a fost modernizat și transformat în actualul drum național, unul pe care îl cunoaștem cu toții și din prisma lui de obiectiv turistic și de rută de legătură cu stațiuni între capitală și stațiunile de pe Valea Prahovei, și prin prisma știrilor mai puțin fericite despre aglomerația pe care o avem în fiecare weekend și despre desele incidente de trafic pe care le avem pe DN1. Clădirea, după cum vă spuneam, a fost ridicată în 1912 ca în stil arhitectonic neoromânesc, după planurile realizate de Petre Antonescu. În final însă n-a mai fost folosită ca birouri și locuințe de serviciu pentru această personal care supraveghea cumva construcția acestui, sau modernizarea, mai bine zis, a acestui drum, și a trecut în cadrul Direcției Generale a Căilor Ferate, care a folosit-o timp de aproape 5 decenii ca locuință de serviciu și ca sediu al secției de întreținere a căilor ferate. A funcționat până în 2002, când activitatea acestei secții de întreținere a căilor ferate s-a mutat la Câmpina. După 2002 a mai funcționat sporadic ca un fel de hotel, așa, de vilă pentru angajații căilor ferate. De ce este importantă pentru istoria arhitecturii? Se pare că este, după unele surse, ar fi primul edificiu cu planșee de beton armat din România, după alte surse ar fi printre primele clădiri.
Aici oarecum istoricii construcțiilor încă sunt într-o controversă. Unii spun că ar fi prima clădire, alții spun că ar fi de fapt a doua sau a treia. În orice caz este între primele clădiri realizate cu planșe de beton armat. Despre acest arhitect Petre Antonescu, care a rămas cumva ca unul dintre cei mai cunoscuți arhitecții ai perioadei de început de secol 20. Nu putem să vorbim despre construcțiile realizate de el fără să facem și o foarte scurtă biografie a sa. S-a născut în 1873 la Râmnicu Sărat, a terminat studiile liceale în București, inițial s-a înscris la Facultatea de Drept, însă foarte, foarte rapid și-a dat seama că dreptul nu era și științele juridice nu erau ceea ce își dorea în viață, le-a abandonat și s-a dedicat artelor plastice. În 1893 a plecat la Școala de Arte Frumoase de la Paris, pe care a terminat-o în 1899 și ca proiect de absolvire a realizat unul dintre pavilioanele României în cadrul expoziției internaționale din 1900 de la Paris, lucrare pentru care a primit titlul de ofițer al Academiei, deci cumva a fost, cum am zis astăzi, proiectul lui de diplomă. S-a întors în București, la fel ca și ceilalți contemporani ai săi, a ocupat funcții importante atât în administrația de stat cât și în învățământul superior. A fost pe rând profesor la Școala Superioară de Arhitectură, ulterior la Academia de Arhitectură din București, din 1900 până în 1938, deci 4 decenii a fost profesor la arhitectură. Timp de aproape un deceniu, între 1931-1938, a fost și director al Academiei de Arhitectură. A avut câteva mandate succesive de președinte al Societății Arhitecților Români în 1912, 1919, 1921, iar din 1946 până în 1949. În perioada interbelică între cele două războaie mondiale, din 1926 până în 1932, a fost președinte al Societății Arhitecților Diplomați. A fost membru pentru aproape 4 decenii, din 1904 până în 1938, în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice. A fost și membru al Academiei de Arte și Litere San Luca din Roma. A fost un membru permanent în cadrul Comitetului pentru Organizarea Congreselor Internaționale de Arhitectură. Iar în 1964, către sfârșitul carierei și sfârșitul vieții, și-a fost și laureat al Premiului Național pentru Arhitectură, cumva ca un corolar al întregii activități. La fel ca și contemporanii săi, a avut activitate complexă, a proiectat variate clădiri, de la locuințe particulare, la clădiri administrative, la lăcașe de cult, la aceste săli expoziționale. Inițial a fost influențat de arhitectura neoclasică și stilul eclectic de inspirație franceză, ceea ce ați putut vedea în clădirea cazinoului. A început să militeze însă și și-a identificat cumva activitatea cu renașterea vechilor stiluri arhitectonice românești. A fost preocupat toată viața de interpretarea originală a unor elemente naționale și practic a rămas unul dintre cei mai cunoscuți creatori și promotori ai stilului arhitectonic neoromânesc. Printre operele sale reprezentative din București este Palatul Ministerului Lucrărilor Publice, actualul sediu al Primăriei Generale a Bucureștiului, Arcul de Triumf, Palatul Facultății de Drept. S-a stins din viață în 1965 în București. Tot în zona parcului din Sinaia, în zona centrală a orașului, avem unul dintre primele hoteluri importante, primul hotel important din oraș, construit undeva în jurul anului 1880, dat în folosință la începutul 1881, după care vedeți un element specific majorității clădirilor publice și hotelurilor din Sinaia, orientarea către munte. De ce? Pentru ca turistul care se cazează într-un hotel din Sinaia să aibă întotdeauna cea mai bună priveliște posibilă. Muntele era un factor de atracție și atunci toți proprietarii de hoteluri căutau cumva să aibă clădirile orientate cu fațada principală către munte,
ca toate camerele să se bucure de cea mai, de cea mai bună priveliște. În fața clădirii vedeți havuzul cu fântâna arteziană, care era practic unul dintre punctele de atracție ale parcului și ale, și ale întregii zone. Ce ar mai fi de spus despre clădire era că, vedeți, era o clădire amplă, în interiorul său erau 120 de camere. Din broșurile turistice din Sinaia, din perioada interbelică și chiar din, așa, din perioada de sfârșit de secol XIX, început de secol XX, chiar în, în primii ani, înainte de primul război mondial, era beneficiat de cele mai moderne dotări pentru, pentru perioada aia, la fel, la fel ca și hotelul Palace pe care tocmai l-am, tocmai l-am văzut acum câteva minute. Adică avea, avea un fumoar pentru cei care, cei care erau fumători să nu se, să nu se amestece cu restul clienților. Avea o sală pentru conversații în care oaspeții hotelului puteau să-și țină discuțiile mai mult sau mai, mai mult sau mai puțin intime. Avea o întreagă serie de anexe, terase, sere, această, această terasă generoasă, această terasă generoasă în față, și era, era un hotel mare. Adică pentru vremea aia avea 120 de camere, ceea ce, ceea ce nu era din, nu era din calea afară pentru o clădire proiectată la începutul, la începutul secolului 20. Deci el apare în 1880. În forma actuală, în forma actuală practic își datorează existența arhitectului Jean Pompilian, fiind restaurat cumva și extins în 1924, când i s-a adăugat și această mansardă, el practic, clădirea practic ajungând să aibă forma, forma pe care o are astăzi. Iar, iar este un exemplu fericit de refacere, de refacere, și practic își trăiește, își trăiește o nouă viață. Recent, destul de recent a fost redeschis, reintrodus în circuitul, în circuitul turistic. Și după un prânz bun, cu forțe proaspete, uite, ne îndreptăm către poarta de intrare în Sinaia, către una dintre cele mai cunoscute clădiri, către poarta feroviară a orașului, clădirea Gării. Dar până, până vom ajunge acolo, încet, încet, pe aleea care coboară din oraș către, către gară, o să facem un pic de istorie, pentru că nu poți vorbi de gară fără să vorbești de calea ferată. Ca factor, pe de o parte, ca factor de modernizare și de crearea Sinaii ca localitatea modernă de astăzi, ca mai ca stațiune montană de astăzi, pe de altă parte, ca așa priveliște, ca minune, minunea tehnicii. Hai să vedem un pic cum a, cum a ajuns calea ferată, practic, să, să atingă Sinaia, de ce avem astăzi o cale ferată pe Valea Prahovei, de unde, de unde a început toată povestea asta a gărilor, a gărilor din, din Sinaia. E, traseul, traseul și ideea de a avea un drum de fier pe Valea Prahovei o găsim prima dată menționată în textul unei convenții bilaterale între România și Imperiul Austro-Ungar, încheiată undeva în 1874, în care practic s-a pus baza joncțiunii între căile ferate din România, care erau la început, la început de-abia apăruseră, de-abia aveam câteva trasee, și rețeaua similară din Imperiul Austro-Ungar. Și practic s-a discutat la nivel bilateral între șefii de guvern ai, ai României și ai Imperiului Austro-Ungar, și s-a pus una aia, bun, pe unde facem conexiunile? Au luat, pur și simplu au luat harta, au identificat trecătorile Carpaților, care erau un număr de 7, și au zis, păi, singura variantă de a trece munții ăștia, care, dacă ne-am uitat pe o hartă, am vedea că se întind ca o potcoavă dinspre, dinspre Transilvania către, către România, nu e decât pe văile naturale. Și atunci, de asta, de asta avem o, o cale ferată care străbate, străbate Valea Prahovei. Bun, ideea, toată, toată ideea asta și tot ce v-am povestit până acum s-a întâmplat în 1874. Cert este că în 1875 și până în 1878 au zis, bun, avem ideea, hai să o, hai să o punem în practică. Hai să o punem în practică, au reflectat-o, au reflectat-o practic, și
Au adus o concesiune. Au adus o concesiune străină numită concesiunea britanică a lui J. Crowley. Crowley, care era un industriaș britanic, antreprenor, constructor de căi ferate și care s-a angajat practic să construiască linia de cale ferată, practic să pună în practică proiectul vizionar pe care îl aveau de a construi o juncțiune feroviară pe Valea Prahovei. Bun. Însă a început pe cât de repede au început lucrările în primăvara lui 1875, pe atât de repede au și fost abandonate. Undeva în 1876, în vara anului 1876, a abandonat șantierul, deja contextul politic european începuse să se cam deterioreze, se prefigura acel război austro-ruso-turc, războiul nostru de independență. Cert este că în 1876 au abandonat șantierul, cum am zis. Bun. S-a pus problema ce facem. A început războiul, s-a declanșat o întreagă campanie de militară, mare parte din bărbații din țară au fost mobilizați, au plecat să lupte și știm cu toții istoria luptelor de la Grivița Plevna de pe teritoriul Bulgariei de astăzi. Și am ajuns la momentul 1878, primăvara lui 1878, în care s-a pus una, domne, am început un șantier, am început o chestie în efervescență maximă, ce facem? Că ne-am blocat. Până la urmă s-a anulat această concesiune a lui Crowley. Crowley a renunțat să mai continue lucrările. S-a stabilit o nouă concesiune dată unui inginer francez, de data asta, Léon Guiou, care a venit, a preluat șantierul, a terminat linia. Cert este că s-a inaugurat în iunie 1879. 10 iunie 1879 a fost ziua în care dinspre Ploiești, practic, a intrat primul tren în Sinaia. În fine, e oarecum impropriu spus, a intrat primul tren în Sinaia. De ce? Pentru că a fost un amănunt foarte interesant legat de această cale ferată. Din cauza unor probleme tehnice, cea mai grea porțiune din această linie, care avea undeva la 70 de kilometri, dacă mi-aduc bine aminte exact, de la Ploiești până la Predeal, Predealul fiind punctul de frontieră între România și Imperiul Austro-Ungar, s-a întâmplat că din cauza unor probleme tehnice n-au putut să realizeze cea mai grea porțiune a liniei, care era urcarea de la Câmpina la Sinaia, și atunci, pentru câteva luni din iunie 1879 până în decembrie 1879, în Sinaia, practic, a fost așa un, am putea să spunem, un străbunic al transportului multimodal de astăzi. Ce se întâmpla în practică? Călătorul care pornea de la Ploiești către Predeal, în prețul biletului de tren, avea inclus și tariful pentru birjă. Birjă care l-a aștepta la ieșirea din gara Câmpina, se dădea jos din tren, se urca în această birjă, pleca până la Sinaia. La Sinaia de obicei servea prânzul, se urca în alt tren și mergea până la Predeal. Dar a fost o situație, cum v-am zis, efemeră, foarte scurtă, a durat câteva luni din iunie până în decembrie. În decembrie au reușit să finalizeze și porțiunea dintre Câmpina și Sinaia și practic a circulat trenul pe întreaga distanță. Deja se făcuse și coborârea dinspre Predeal către Brașov cu tunelurile și practic s-a ajuns la prima legătură directă între București și restul capitalelor europene. Despre Sinaia în sine, pentru că Noi în momentul de față, cum cei care vizionează acest filmuleț pot să-și dea foarte bine seama, ne plimbăm în lungul peronului stației de cale ferată Sinaia, care este unicat în țară, este singura stație de cale ferată care cuprinde în componența sa două gări regale. Și o să
Și o să povestim imediat, practic, în succesiunea lor venind dinspre București către Brașov, așa cum orice călător dintr-un tren, uite, tocmai sosește un tren în Sinaia, orice călător și chiar cei din vagoane pot vedea, o să facem și noi exact aceeași succesiune. În mod paradoxal, în momentul în care intri în Sinaia, în stația de cale ferată Sinaia dinspre București, vezi cea mai nouă clădire, de gară, în mod paradoxal o clădire care nu este deschisă publicului, este așa numită gară regală a lui Carol al II-lea, care a apărut în 1937 și s-a terminat în 1939 construcția ei și care o avem astăzi și datorăm existența ei marelui arhitect Duiliu Marcu, despre care am mai povestit în oraș la casa lui Constantin Bușilă. Și oarecum și din clădire se poate vedea că este un stil atipic pentru clădirile feroviare, complet unicat în peisajul feroviar românesc și cumva complet atipic și pentru clădirile din Sinaia. Ce s-a întâmplat? În 1937, Casa Regală a României practic și-a pus cumva problema de a găsi o înlocuire pentru gara regală a lui Carol I, care deja devenise prea mică, prea austeră, improprie uzului familiei regale. O să vedem imediat, clădirea există și astăzi și, din păcate, a avut o istorie destul de tristă. Ea astăzi nu mai este oarecum în circuitul public, a avut o poveste oarecum paradoxal, n-a fost chiar așa cea mai fericită soartă. Revenind la clădirea din spatele nostru, la gara regală a lui Carol al II-lea, ea a fost făcută în termeni așa profan, putem zice, la pachet cu gara regală de la Băneasa. Adică în momentul în care Casa Regală și-a pus problema de a construi aceste două gări strict pentru uzul familiei regale, au zis, bun, avem nevoie de o gară în București, la ieșirea din București, la Băneasa, și avem nevoie de o gară la Sinaia. De ce? Pentru că cel mai obișnuit drum pe care îl făcea regele României, sau cel mai obișnuit, putem să zice așa, călătorie pe care o făcea, era călătoria de vară către reședința regală de vară de la Sinaia, către Castelul Peleș. Bun. În sine clădirea, vedeți, nu este una foarte, foarte amplă, are cam o suprafață care astăzi ne-ar putea părea foarte mică. Suprafața unei vile de astăzi, cred că sunt multe construcții astăzi care au mai mult de 300 de metri pătrați. Era compusă dintr-un salon, o sală centrală pentru recepții, pentru primirea suveranului și a invitaților săi, un mic salon rezervat strict pentru rege și pentru apropiații săi, în interiorul căruia se află o pictură murală de mari dimensiuni, o frescă de mare valoare artistică, este o pictură care înfățișează o vânătoare domnească din secolul XV și este creată de celebrul pictor comandor de marină Dimitrie Știubei. Despre clădire se mai poate spune, după cum vedeți, și de ce ziceam că este atipică, materialul de construcție sunt blocurile de piatră, din nou, din carierele locale. Acoperișul de țiglă, se văd acele olane rotunde de pe acoperișul clădirii. Și în spatele său are o mică remiză strict rezervată pentru uzul trenurilor regale, pentru automotorul regal, pentru cele câteva vagoanele trenului regal. Chiar am în colecție o fotografie de epocă în care se văd două vagoane staționând la intrarea în această remiză. Din păcate, ea a apărut în 1938, însă a avut o existență destul de efemeră. În 1948, practic de aici, de pe acest peron, a fost locul din care a plecat trenul cu regele Mihai I al României în exil.
chiar de acolo, din fața corpului central, acolo au fost garate vagoanele regale, de aici a plecat regele României în exil. De aici plecase cu 8 ani înainte, în 6 septembrie 1940, plecase în exil regele Carol al II-lea, însoțit de Elena Lupescu și de mareșalul palatului de Ernest Urdăreanu. După 1949, clădirea cumva a fost și a schimbat cu totul funcționalitatea. În clădire, până în 1962, a funcționat așa numitul Club Muncitoresc al Căilor Ferate. În gară se țineau un fel de evenimente mondene, să spunem așa, erau foarte pompos numite baluri. Dar ce mi-au confirmat sinăienii și cei mai în vârstă care au activat în personalul găl, era că de fapt aceste baluri erau un fel de întâlnire, oricine vroia din oraș așa, și cine era mai de condiție joasă și așa, se ducea la acest bal, era cumva un fel de a discredita fostele baluri din perioada interbelică, de a discredita conceptul ăsta de high life, de bal, de a-l transpune cumva, vă dați seama ce putea să fie un bal muncitoresc. După 1965, clădirea și-a reluat funcția oficială pe care o are și astăzi, este rezervată cumva pentru primirea oficialităților, dar este din ce în ce mai puțin folosită, în fiecare an se mai deschide în momentul în care vine o trenul Orient Express, mai garează și câteodată turiștii din Orient Express își mai exprimă dorința de a vedea și interiorul clădirii. Venind încet, încet pe peron, vedem cea de-a doua clădire din ansamblu stației de cale ferată din Sinaia, clădirea publică. Clădirea publică, așa numită clădire de călători a gării, care este de fapt cea de-a doua construcție rezervată publică de călători, pentru că până în 1911 aici a existat o altă clădire, tot la fel de mare, tot la fel de amplă, dar realizată într-un stil arhitectonic francez, cumva cu două domuri, există în arhivele naționale, încă se păstrează planurile sale. Numai că ea practic se inaugurase în 1879, odată cu construcția căii frate. Numai că în 1911 deja devenise cumva neîncăpătoare, puțin improprie unui mici stațiuni turistice aflat în plină dezvoltare, unui mic oraș care tocmai atunci aș găsea identitatea și se dezvolta. Astfel încât conducătorii căilor ferate din acea perioadă, șeful Direcției Generale a Căilor Ferate, a ajuns la concluzia în care, de comun acord cu autoritățile locale din Sinaia, au zis, domne, ne trebuie o nouă clădire. Bun, acea clădire a fost demolată, pe locul ei s-a construit actuala clădire, care vedeți cât de amplă, ce monumentalitate are. Ea este, din punct de vedere funcțional, este tipică pentru căile ferate. La parter este holul principal al gării, spațiile rezervate caselor de bilete, spațiile rezervate diverselor funcționalități tehnice ale gării, biroul de mișcare, biroul șefului de gară, sălile de bagaje, alte mici birouri, iar la etaj avea câteva apartamente pentru personalul gării, chiar și acum mai sunt angajați ai căilor ferate care locuiesc în clădire. Despre ea, ce ar mai fi denotat exact pe peron, pe locul în care stăm acum și vedeți placa comemorativă, aici s-a produs un moment trist așa din istoria contemporană a României, a fost asasinatul din noiembrie 1933, în care aici așa a pierdut viața Ighe Duca. Ighe Duca, președinte al Consiliului de Ministri, adică primul ministru României din acea perioadă, care se întorcea de la o ședință pe care o văsese cu regele Carol al II-lea la Castelul Peleș și a venit pur și simplu să ia trenul către București. S-a produs acel atentat, acea execuție legionară despre care istoricii au scris, s-a scris foarte mult, care oarecum merită menționată în istoria localității, deși a fost așa un moment de
de tristă amintire. Bun, mergând către, încă, făcând încă câțiva pași pe peronul gării către Brașov, întâlnim o altă mică clădire foarte aproape de clădirea de principală a gării, de corpul de călători pe care toată lumea știe, care este, în mod paradoxal, deși nimic nu ne transmite, este cea mai veche clădire din ansamblul gării. Este gara regală a lui Carol I, care datează din 1886. Din ce am reușit să găsesc în arhivele căilor ferate, în 1886, în vechea clădire a gării, exista în 1879, când gara s-a inaugurat, a existat și o mică încăpere, un mic salon destinat strict uzului familiei regale, pentru că și-au pus problema, bun, nu poți să-l amesteci pe principele României cu ceilalți călători care veneau la Sinaia, totuși trebuie să-i facem un spațiu strict pentru uzul principelui și viitorului rege Carol I. Au creat acest mic salon regal, cum s-a numit, salon princiar inițial, ulterior salon regal. După 1886, cu ocazia vizitei împăratului Franz Iosef, și-au pus problema, bun, e un pic mic, auster, impropriu, hai să-l extindem. L-au extins, dar n-am reușit să găsesc cumva o referință de foarte mare acuratețe, încât să-mi dau seama dacă, practic, clădirea în felul în care o vedem astăzi a fost de la început creată ca o clădire separată de corpul central al gării sau făcea parte din corpul central al gării și, practic, a rămas cumva în forma actuală după 1911-1913, după ce s-a demolat vechea clădire. Ea, paradoxal, a fost folosită undeva până în anii 1937-1938, după ce s-a construit gara regală a lui Carol al II-lea, a intrat într-un con de umbră, n-a mai fost și-a pierdut funcționalitatea de gară regală. După 1947 a avut cele mai diverse funcționalități, adică a fost pe rând. A avut foarte, foarte multe funcționalități, practic a fost transformată la început într-o sală de proiecție pentru filme, ulterior s-a zis facem în ea club muncitoresc, au mai făcut și un mic restaurant, bibliotecă, un fel de sală de dans, iar ultima și cea mai lipsită de importanță funcționalitate pe care a avut-o undeva în anii 90 a fost închiriată, înăuntru era un atelier în care se montau geamuri termopan. După anii 2005-2006, dacă mi-aduc bine aminte, pentru o perioadă și chiar și acum e o situație care ar merita oarecum lămurită, în ea a fost și a găzduit machete feroviare, a fost un fel de mic muzeu feroviar al stației, făcut practic din pasiunea unor iubitori ai căilor ferate, a existat un mare pasionat feroviar din Italia care și-a donat practic întreaga colecție și mare parte din trenulețele pe care le adunase o viață întreagă, suplimentate cu fotografii vechi din Sinaia, cu fotografii vechi ale gărilor de pe Valea Prahovei, cu diverse obiecte legate de lumea feroviară donate. A fost un mic muzeu care a funcționat până acum câteva luni, chiar cred că acum jumătate de an s-a închis. Din păcate, pandemia i-a dat lovitura de grație. Cu toții ne așteptăm să reușim cumva să reluăm activitatea de muzeu și practic să o readucem gara în atenția publică. Asta ar fi foarte, foarte pe scurt povestea stației de cale ferată de la Sinaia. De ce ziceam că este ceva foarte atipic pentru peisajul feroviar românesc, pentru că Sinaia este singura localitate și singura stație de cale ferată în care ai în același loc trei clădiri cu trei destinații diferite din trei perioade istorice complet diferite și care au... Este singurul oraș care are două gări regale în același loc. Vedeți foarte bine. Este o gară foarte animată, mai ales în timpul sezonului turistic. Tot timpul,
tot timpul există trenuri care trec prin ea, este folosită și pentru traficul de călători și pentru traficul de marfă. E o gară de tranzit, deși poate părea un loc așa lipsit de viață, tot timpul se întâmplă ceva și practic tot timpul trăiește, e ca un organism viu. Uite cum se leagă lucrurile cu pașii de final ai turului nostru, ne-au adus în mod paradoxal la locul de unde a început tot turismul din Sinaia, la primul hotel din Sinaia, care a fost construit, dacă mi-aduc bine aminte, la 1880, s-a numit Hotelul Regal și a fost primul stabiliment așa numit de cură din oraș. De aici a început practic turismul din Sinaia. După perioada interbelică și așa, încet, încet, ați văzut, s-au construit hoteluri din ce în ce mai mari, din ce în ce mai ample, încet, încet s-a pierdut greutatea. Undeva prin anii 50 a fost folosit pentru o scurtă perioadă ca un fel de cămin de ăsta în care au fost găzduiți refugiații greci. A rămas în istoria localității ca un hotel așa de mai mică amploare și acum se vede că a trecut printr-o renovare și este deschis ca o mică unitate de cazare, dar practic nu mai are strălucirea de odinioară și felul, importanța pe care o avea la sfârșit de secol 19, început de secol 20, când practic de aici s-a dat startul turismului din Sinaia.